puteți în ședința Consiliului Local, ședință ordinară, convocată prin dispoziția numărul 33 din 19 aprilie 2019, prin Marco Bunerdean. Din 15 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți doar 10. Domnul Macadam, nostru cântăzii, dar de nici cântăzii. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este redată constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 amendamentul 5 de legea 215/2019, prin aprobare procesul verbal care se încheia la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva, abțineri din procesul verbal adoptat în anumitul de voturi. La ședință participă ca de obicei domnul de la Exclusiv TV. În conformitate cu prevederea articolului 41 din legea 215/2001, vă rog să faceți propunere pentru alegerea unui președinte pentru conducerea lucrărilor de astăzi. Dau cuvântul domnului diaconu Constantin, care să facă propunere. Puteți. Propun pe domnul consilier Enache Brei. Eu aș ruga dacă poate să facă. Nu știu cine a fost ora trecută, să arată și factura viitoare, că acum chiar nu trebuie să pot să o țin cum trebuie ședința. Cine a fost ora trecută? Dacă se poate, dacă nu, da, irăcit. Decât să stați pe mine, să mă... Mai sunt doamne propune. Voi îți faci toate propune. Dacă domnul... Ați făcut, 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 ați Inițiatorul Victor Deaconu, primarul comunii, aviz comisiei ordinteță. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme și instituții beneficiare ale serviciului de salubritate din Comuna Ardeoan între anul 2019. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunii, aviz comisiei reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului elaborat de primarul comunii privind starea economică, socială și mediu a comunei Ardeoan pe anul 2018, activitatea administrației publice locale în anul 2018, precum și obiectivele propuse pentru anul 2019. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal și atribuirea denumirii străzilor din Comuna Ardeoan, județul Bacău, sat Ardeoan și sat Leontiniști, aviz Comisiei Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, noi am mai avut discuții cu privire la acest proiect de hotărâre privind la vizarea acestui proiect de hotărâre și aici privește denumirea străzilor. Știți că am discutat, am procedat ca atare și am cerut și avizul de la Comisia de Atenție din cadrul Superfetului Bacău, care am primit avizul cu numărul 4/2017. Deci, în temeia articolului 3 al numărul 7 din ordonanța Guvernului numărul 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 48/2003 cu modificări și completări ulterioare și a regulamentului de funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin ordinul Ministrului Internului și Reformei Administrative numărul 566/2008. Comisia de Atribuire de Denumire a județului Bacău avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunei Ardeoan, având ca obiect atribuirea denumirilor de străzi din satele Comunei Ardeoan. Și noi, după cum bine știți, am purtat discuții de mai multe ori, ba odată chiar am primit nu un refuz, o recomandare pe care să revenim asupra denumirilor străzilor și ne-am conformat. Conform celor spuse de la Instituția Prefectului. Și acum noi revenim aici așa
denumirile de stres pe fiecare sat. E satul Leu Tinești are stres cu denumiri, Ardeoarea la fel stres cu denumiri. Urmând ca noi ulterior să apelăm o firmă de specialitate în care să ne facă și răpusturile, ca noi ulterior să le aranjăm pe fiecare. Da. Și de aici încolo noi o să știm că comuna Ardeoarea are stres. Noi cunoaștem problema, că s-a depus asta e a treia oară în discuții problema, dar sunt de acord și a prezentat domnul secretar. Interminte. Mulțumim, ați văzut cineva să ia cuvântul. La fost supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Votul, dacă sunt abținuți. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme și instituții beneficiare serviciului de salubrizare din Comuna Ardeoarea pe anul 2019, aviz comisiilor reunite. Domnul Acadam Bogdan nu este, pe domnul Remus Cătoraru, să prezint avizul comisiilor reunite. Comisiile au vizat de favorabil. La punctul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Deci, având în vedere termenurile juridice, respectiv prevederile articolului 56, articolul 120, aliniatul 1, articolul 121, aliniatul 1 și 2, și articolul 39, aliniatul 2 din Constituția României Republicată, articolul 4 și articolul 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin legea numărul 199 din 1997. Articolul 7, aliniatul 2 din legea numărul 207 din 2009, privind codul civil modificată cu modificări de interioare, articolul 22 din legea cadrului de centralizări numărul 195/2006, articolul 27, articolul 36, aliniatul 1, aliniatul 2, litera 2 și aliniatul 4, litera C, aliniatul 45 și aliniatul 2, litera C din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Articolul 27 și articolul 30 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Capitolul 8, articolul 484, articolul 9 din legea numărul 227/2015 prin codul fiscal cu completările ulterioare. Articolul 8, aliniatul 3, litera J din legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, publicată cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5, aliniatul 2, litera K, articolul 6, litera K, articolul 26, aliniatul 1, litera B și C, aliniatul 3, aliniatul 5, aliniatul 8 din legea serviciilor de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, publicată. HCD numărul 50 din 18.12.2018 privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, având în vedere creșterea prețurilor pe tonă de gunoi începând cu ianuarie 2019, am considerat că este necesar să facem o analiză în ceea ce privește numărul persoanelor, cât și a agenților economici pe raza de competență a OATE Ardeoarea. Este cunoscut la nivel național în ultima perioadă, tot mai multe persoane părăsesc locurile de domiciliu, plecând din țară, căutându-și un loc de muncă. În ceea ce privește agenții economici, la fel am constatat că și aici sunt în scădere față de anii anteriori. Noi, ca și executiv, am propus o formulă de calcul, rezultând ca agenții economici să plătească prețul ce va fi stabilit și aprobat în cadrul Consiliului Local Ardeoarea. Plata să fie efectuată chiar și atunci când un agent economic nu deține încadrat persoană, încadrat contract de muncă sau salariat. Vă propun în continuare o formulă de calcul pe care dumneavoastră vă rog să o analizați și să dispuneți. Pentru unități publice, numărul de angajați,
conform declarației angajator și pe baza altor documente oficiale. Să fie 15 lei pe angajat. Pentru firme, numărul de angajați, conform declarației angajator și pe baza altor documente oficiale. Aici avem coeficient. Propunerea de mai sus, fiind legală, necesară și oportună, conformitate cu prevederea articolului 45 alineatul 6 din legea numărul 215/2001, administrației publice locale republicate cu modificări și completările ulterioare, propun ca proiectul de hotărâre să fie supus pe dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Ardeoarei. Domnul secretar, acum vă mulțumesc pentru vă. Da. Cum știți, noi cu trecută am mai luat modele și ne-am mai consultat cu alte primări din Cluj și am stabilit o pasă. Ulterior am încercat și la inițiativa domnului primar s-a făcut niște acțiuni în teren în care s-a discutat cu atât cu persoane fizice cât și cu persoane juridice ca gunoiul să fie cât de cât să fie adică selectat. Și noi să achiziționăm doar gunoi menajer. Ei, și în cazul ăsta am constatat că, într-adevăr, la două curse, adică la două săptămâni, deja calitatea de gunoi s-a redus ceva. Deci eu am mai înțeles și în ultima fază am considerat că ar trebui să umblăm un pic și să discutăm taxa. Și am încercat să facem o analiză și am zis că să încercăm să o reducem. Și am făcut o propunere. Deci pentru unități publice și agenții economici care dețin până la un număr de 5 angajați, taxa de salubrizare să fie de 85 de lei pe cum de lucru. Deci un agent economic, o societate pe lună. Deci taxa, deci repet, pentru unități publice și agenții economici care dețin până la un număr de 5 angajați, taxa de salubrizare să fie de 85 lei pe lună, pe punct de lucru. Și pentru unități publice și agenții economici care dețin un număr mai mare de 5 angajați, taxa de salubrizare să fie de 15 lei per salariat, pe lună, pe punct de lucru. Deci cine depășește 5 salariați, care are deja 6 salariați, să nu mai plătească 15 lei, să plătească 15 lei pe salariat. Aici nu avem decât 3 societăți. Este vorba de Impas, Suiprodu și cu... care acum am înțeles. Deci, într-un cuvânt, menținem taxa, care taxa care o percepea și Rompresto. Când avea societățile comerciale contract direct cu Rompresto, asta era taxa pe societate. Ei, când s-a făcut la cantitate și ADIS-ul ne-a impus să încasăm pe angajat, din discuțiile pe care le-am purtat cu atât cu cei de la Agricola Internațională, cât și cu cele două firme care au câte 30 de angajați, cu zonă este enorm de mult. 30 de lei. Ori 30 de angajați, 9 milioane de lei, gunoiul, și 900 de lei pe lună. E foarte mult. Dar nici noi nu putem să acoperim dacă mergem cu 15 lei de angajat, cum am hotărât prima dată. Majoritatea punctelor de lucru, dacă are un singur angajat, cu 15 lei pe lună, sub nicio formă nu putem acoperi cheltuielile. Și nici ca să dăm înapoi, din cauza că gunoiul s-a scumpit. De la 100 și cât era de lei. Așa, mai 400 și 4 milioane și tona. Deci, el s-a scumpit și noi să eftenim. Deci, nu știu, nu ieșim. Și am hotărât, de fapt, o să hotărâți dumneavoastră. Să rămână taxa veche care a fost. Deci, cei care... Deci, societățile care ați avut contracte cu Romprescu, știți cât plăteați la Romprescu. Deocamdată mențin, am zis să menținem prețul ăla. Ne-am angajat. Cum? Cât am avut noi, mă scuzați. 30 de lei de angajat. Da. Și acum dăm... Deci care sunt până în 5 angajați, rămâne taxa aia de 85 de lei, cât era înainte la Romprest, cei peste
peste 5 angajați să-ți plătească 15 lei pe lună de angajat. S-o scumpine să anumim ăștia fără care n-au 5 angajați. Bun, dar nici nu putem să mergem, domnul Consiliu, să mergem, adică înainte când dădeai, deci, deci când era 1 milion și tona, domnul Consiliu, deci când era 1 milion și tona la un preț, deci plăteați 85 de lei de societate, de punct de lucru, așa, și acum dacă am trecut la formula asta, vă dați seama, noi, gunoiul s-a scumpit și noi coborâm prețul, deci nu putem acoperi. Deci primele două curse am avut 19 tone de gunoi. Am făcut acea acțiune cu consilierii, așa, și-o scăzut. A treia cursă au fost 6 tone și un pic, acum la cursă mie au fost 4 tone 900. Deci nu mi-am înțeles mesajul. Am început să pun în selectiv, să reduc în cantitatea de gunoi și trebuie să ducem mesajul în continuare. Că, deci calculul ăsta e făcut în jur de 9 kg de gunoi menajer pe lună. Dacă scoate 2 tomberoane și 3-4 saci, nu știu când îi plătim banii ăștia. Și noi, ca să mergem cu subvenții la infinit, nu putem să plătim niște servicii la populație. La sfârșitul anul, iarăși... La sfârșitul anul, cum dăm banii? Cum îi dăm? Deci nu este normal ca noi, nu știu, acum așa au făcut toate primăriile, eu le-am atras atenția, că nu este normal ca noi, ca și unități administrative, să plătim din bugetul primăriei subvenție pentru niște servicii la cetățeni. Deci nu este normal. Acum îți spuneți din când vine Curtea de Conturi. Dar așa au făcut tot județul, așa am făcut și noi, că altfel ne trezeam că nu ia gunoi, că la voi nu știu. Ați văzut, am făcut pe luni de zile, sau la Măgeresc la fel. Pe această cale vreau să mulțumesc cetățenilor Comunei Ardeoane pentru înțelegerea de care au dat dovadă, făcând posibilă reducerea cantității de gunoi la jumătate. Și sper să continue în continuare să ne înțeleagă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai vreți și dumneavoastră cuvântul, domnul Cerov? Eu am ascultat Amalia prezentat, într-adevăr. Deci, problema cu gunoiul este la nivel național, județean și clorașic. Totuși, cum a spus și domnul primar, fără să... Contractul ăsta care... Ei, normal, trebuie să subțină ei cu societățile. Nu știu de ce au băgat primările ca să colecteze bani deodată și le vine greu lor. Noi le facem, de fapt, lor, sincer, și o să vedeți, poate, tipul acus, așa cum iar o să revenim, poate, la potrivirea de Consiliul Local. Nu că mă împotrivesc, dar mi se pare, totuși, orice jurist, orice om care, deci, logic, domnule, e societatea lor. Ei încasează, ei gestionează, noi, de fapt, le facem un serviciu. Băgăm banii prin primării la cetățeni și îi dăm lor. La sfârșitul anului iese calculul, iar trebuie să depunem bani, iar trebuie să vinem cu hotărâri de Consiliul Local să mai luăm și bani la... N-ai vă permit Curtea de Conturi ca să luați bani din alte... Nu știu. Domnul consilier, da. Știți că pe marginea subiectului gunoi am discutat destul de mult. Nu e normal. Eu am spus-o întotdeauna și le-am spus-o și în ședințele Agra, Adici, ne-a spus oameni buni. Deci, contractul este voința părților. Da? Așa este normal în toată lumea asta civilizată. Contractul face firma de colectare, cel care prestează serviciul. Da? Deci, nu este normal. Deci, să dea Dumnezeu să încheie cu adesul ăsta cu bine, dar nu văd corect. Deci, undeva o să rupă pisica. Deci nu e normal. Deci noi colectăm și noi colectăm cred că 60%. Dar noi trebuie să plătim la cantitate. Și dacă 40% din populație nu dă bani, că sunt care nu au nimic pe numele lor, și nu ai ce să le faci. Deci nu ai ce să le faci. Ei profită de chestia asta, scoate cu noi cât lumea în fața porții. Și trebuie să iei. Da? Și plătim toți. Și nu este normal. Iar la sfârșit de an, o să vedem și anul ăsta ce o să întâmple. La sfârșit de an, iar o să ne trezăm că punem bani din buget. Dar acum n-ar fi nicio problemă că punem bani din buget. Dar să fie și corect, să fie și legal. Nu știu cât e de legal. Eu n-am studii juridice, nici economice. Ce o să facă toată lumea? Aia o să facem și noi. Eu le-am atras atenția nouă dată. E noi. Atunci, dacă plătim la societățile mici, cei până la 5 angajați, ca să întâi și eu cu domnul primar, deci, domnule, dacă plătim la tonă, mi-o cântăresc, domnule.
Le-am spus și varianta. Ce să fac? Am vorbit și eu. Și vă apreciez că ați fost, am văzut deci că acțiunea care a spus că ați așa, și să nu s-o luat niște tontoroane cu avut altii așa, deci s-o documentat într-adevăr, s-o depus efort, dar dacă tot e la tot, eu am vorbit cu băieții ăștia, domnule, spune și mie la o frizerie, cum el calculez, cât e tori? Că fiecare, deci, muncim pe bani, dăm bani la cine. Punctul de lucru și pe angajat, dacă are mai mulți angajați. Gunoi menajer. Da? La ce au ei din, de exemplu, eu am înțepători. Nu intră tot. Nu era ce plătim, la să poți trebui la menager, la o societate, tot menager. Nu-mi pun că în momentul în care ai o construcție, am înțeles din discuțiile precedente, trebuie să aduci container, îți faci contract, dom'le, ai vargă, ciment, nu știu ce, iată, găsă la altă traiță. Dar dacă e menager și la societate, fie ea mică, mare, deci cine încântărească? Deci eu socotele că am făcut iar socotele. Am înțeles. Dar am ce spus, deci ca să fim de comun acord, am făcut socotelele într-așa fel și am lăsat doar 20%. Doar 20% să nu încasăm. Dar noi, procentajul e mult mai mare, care nu încasăm. Deci nu acoperim. Eu știu că așa a procedat toată lumea. Da, deci banii sunt de la primărie, dacă ne civilizăm. Deci dacă aici contează foarte mult ceea ce facem noi. Și chiar vă rog să vorbiți cu vecinii, pe străzi, pe uliți. Oameni buni, trebuie să ne civilizăm, să-l selectăm. Dacă ajungem să predăm gunoi menajer, să scadă cantitatea, să predăm gunoi menajer mai puțin, atunci, cu siguranță, vom scade prețul. Dar în condiția în care se scoate gunoi mai mult și crește cantitatea, n-avem de unde lua banii. Tot de la populație trebuie să luăm bani. Și atunci o să mărim prețul și la populație și la agenții economici. Că nu avem ce face. Trebuie să ne încadrăm în cele 9 kg. Că unul aduce 5 kg. Unul scoate 15 kg. Păi e altceva. În momentul în care scoate 7-8 saci de gunoi, frunze și tot felul de gunoi de la graj, și că am găsit și ieși miercurea trecută. Am fost. Am vorbit cu doamna Mica, o înțeles pe mea și o cerut scuze. Doamne, n-am știut. L-am pus selectiv. I-a zis, doamne, dar scoateți acum și varză și iată pe iată pe. Nu se poate. Deci e cantitate. Și noi plătim la cantitate. Păi când am văzut că sunt 9 tone și am nebunit. Că dacă pui 9 tone ori 4, păi ce facem? Păi faci cel puțin 4 curse pe lună. Cum scoatem? De unde luăm bani? Și toată lumea e nemulțumită. Pentru că banii care se dau la gunoi, vă dați seama că eu nu mai mare decât taxele. Acolo când am trecut de ce plătim. Noi am luat în calcul, 30 de lei de angajat, dar n-am luat în calcul, vedeți că nici eu nu le știu și mai am și eu scăpările mele. N-am luat în calcul că plătim 30 de lei de angajat la o societate care are un singur angajat, indiferent cât gunoi produce, pe el plătește un sfert decât plătea înainte la un preț. Deci s-a făcut prețul de 3 ori, nu s-a dublat, s-a triplat prețul la gunoi, noi încasăm un sfert. Deci e ceva undeva... Cu societățile, eu cred că ar trebui să facă același lucru societatea, domn primar. Ei să facă contracte cu societățile respective, să nu ne bage pe noi și după aceea să dăm cu semnatul sau să ne venim la o urte. Într-adevăr, cum face fiecare. Dar eu nu văd clar, sincer. Deci cu toată sinceritatea, eu nu văd logică. Și cu asta terminat. Am ascultat materialul prezentat de domnul secretar și aș vrea să vă spun că noi luna trecută, pe 14-a, am adoptat o hotărâre de Consiliul Local privind taxa specială de salubritate pentru societăți și instituțiile publice. Noi am hotărât atunci 300 de lei pe lună, pe salariat, pe punct de lucru, ca așa au hotărât și celelalte comuni din jurul nostru. Acum, domnul secretar, hotărârea asta nu este abrogată. Noi venim astăzi să aprobăm o altă hotărâre de Consiliul Local, cealaltă nu este abrogată. Statălea, că dacă vreți, ca să-i credeți să vă spun în altă da? În așa proiect de hotărâre, deci, trebuie să-i fac ca lumea. Deci, articolul 1 este să aprobă taxa specială de salubrizare pentru firme așa, la articolul 2 se abrogă prevederea articolul 1 și articolul 4 din HCL, numărul 10, din 14-2019. Deci articolul 1 și 4, eu le adrog. Am înțeles. Deci în momentul când se adoptă astea, eu trebuie să le adopt pe alea și intră în vigoare hotărârea respectivă de astăzi cu ceea ce s-a adoptat astăzi.
Da, mulțumesc. Referitor, nu, mulțumesc domnul secretar pentru informație. Referitor la discuția de astăzi. Adică am făcut o comparație într-o societate care are, nu are niciun angajat sau chiar are un angajat. Deci trebuie să plătească 85 de lei. Și o societate care are de la 6 angajați în sus, plătește 90 de lei. Deci nu se pare... Păi pe 6 angajați plătiți 90 de lei. Adică nu mi se pare corect ca o societate fără niciun angajat sau chiar cu un angajat să plătească 85 de lei și o societate cu 6 angajați să plătească 90 de lei. Deci producem mai mult cu noi, o societate cu 6 angajați. Vis-a-vis de unul care nu are nici unul sau chiar... Eu nu produc mai mult gunoi ca unul care are unul. Nu ziceam de dumneavoastră, doamna, adică eu vorbeam la... Fără să mă întrebăm, eu vorbeam la general. Când noi aprobăm astăzi, societățile care au peste 5 angajați, însemnând de la 6 în sus, plătește 15 lei de persoană. Societățile care nu are niciun angajat sau chiar cu singur angajat până la 5, plătește 85 de lei. Veniți dumneavoastră cu propunere, domnul Consiliu, o punem. O dezbatem și ca să putem acoperi și cheltuielile. Comparativ nu este logic. Nu este logic. Nu este logic. Pentru unul care nu are... Bine, unul și doi, domnul secretar, noi trebuie să aprobăm, a zis, de la 1 ianuarie să stați cu picul noi. Se 1 februarie. Da, dar noi suntem în 28 martie. Nu putem mai aproba retroactiv. Dar uitați! Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru firme care dețin autorizații funcționare și profil de activitate și instituția publice beneficiare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoa începând cu 1 aprilie 2019. Păi și noi aprobăm astăzi. Eu nu știu cum se astăzi și aprobăm. Deci, păi și se poate retroactiv? Păi statul nebuțelor. Nu e retroactiv, domnul. Deci, domenii folosim din hotărârea aia veche. Februarie și martie, s-a achitat 3 lei sau 30 de lei de angajat. Cum a fost hotărârea dată în februarie, așa. Da. Iar acum, de la 1 aprilie, dacă sunteți un pic mai atent, de la 1 aprilie se modifică. S-a făcut în am materialul și spune că se aprobă de la 1 februarie. Deci nu de la data de... Eu am citit, am văzut. Și pentru că acest motiv, eu să votez cu hotărârea. Deci, uitați că e posibil, adică v-am dat materiale probabil chiar la început atunci. Și atunci așa se trebuie. Ce mai ați revenit după, îmi pare rău. Eu Nu, când facem într-așa, că trebuie să fie treaba de căbună, nu. Da, de asta, materialul a fost trecut legal. În februarie. Da. Domnul, v-am spus ceva de adăugat? Numai puțin să văd de când se aplică. Da, scrie la articolul. Penultimul articol scrie 1 aprilie 2009. Nu, nu, pe prima parte. La prima, la articolul 1. Aproape cu ultimul rând. Așa. Se începe cu 1 aprilie. Da, aici așa scrie că materialul nu scria întâi... Nu mai greșește, domnul. Da. Și nu e problemă. Am văzut, am sesizat și nu era corect. Nu era corect. Da. Mi se pare totuși, deci nu-i compara, deci un produs de comparație nu este corect tariful dintre un angajat, o societate cu un angajat și unul cu 6. De aceea aș vrea să revenim, dacă se poate. Dacă nu, eu să votez împotriva acestui proiect de hotărâre. Așa e? Așa vreau să vă spun ceva. Referitor la gunoiul persoanelor fizice, chiar am participat și eu într-una din comisie de informare a cetățenilor. Sunt cetățeni care au înțeles problema vis-a-vis de selecția gunoiului. Sunt persoane la care, sincer, nu m-am așteptat, supărate pentru că nu i s-a luat un BCA din fața porții. Chiar BCA-ul chiar intră la gunoi menajer. În fine, o să ne educăm cu timpul. Mă bucur să aud că a scăzut cantitatea de gunoi, ceea ce înseamnă că dacă continuăm să ținem pasul și să informăm cetățenii și chiar dintre noi v-aș ruga, dacă vedeți un vecin prin care spate abuziv cu noi, să mai tragem un pic de mânică, poate plătim și mai puțin. Bun. Vis-a-vis de gunoiul la persoanele juridice. Am trecut la un prest, plăteam jumătate de metru cub și cu măririle care s-au făcut, ci din minte că plăteam în jur de 85 sau 86 exact. De lei pe lună. Gunoi e menajer. Anul ăsta am hotărât noi 30 de lei, s-au făcut calcule, nu s-a ajuns la acoperit suma să achităm și plătim aceeași sumă.
pe lângă faptul că s-au scumpit toate și s-au scumpit și gunoiul, ar trebui să ne mulțumim cu ei. Nu plătim mai mult și plătim aceiași bani ca în 2018. Iar ca să răspund un pic și domnului consilier Popa, avem 3 societăți care au peste 5 angajați la noi în comună. Este vorba de societatea Sfânt Producu și doamnei de față aici, care foarte mult noi menajer nu produce, ce au ei între la altceva plătesc separat, e fabrica cu de lemne și de mobilă. Mai mult cu noi menajer aș plătesc eu, în cazul meu, ca, produc eu la un magazin mixt, unde se face cu noi, chiar dacă am doi angajați, față de cât cu noi produce domnul de la Porci. Sincer, vă zic că ăsta atât produc eu. Consider că produc mai mult decât fabrica de mobilă și mă refer la noi menajeri aici. Și ăștia sunt bani care trebuie să-i plătim. Acum, na, mulți puțini, vremurile sunt grele, dar nici nu putem să intrăm în deficit de plată și să vedem la sfârșitul anului că nu avem de unde să plătim gunoi. Și încă o dată fac apel și la dumneavoastră și la cetățeni să încercăm cât mai puțin gunoi să scoatem, pentru că am de vedere că suntem și la țară, mai avem și porc, mai avem și cățel, mai avem și... S-ar mai putea reduce foarte mult. Nu suntem la oraș, la loc, să scoatem gunoiul și să-l punem tot în cubelă. Da, atât am avut de adăugat, domnul viceprimar, dacă doriți să mai spuneți ceva? Da. Și eu rețin o societate cu un singur salariat. Știu că e mult, dar atâta timp cât am avut contract direct cu firma Romprest, de parte de a fi împărtinitor cu această firmă, și am plătit 850. Iar gunoiul menajer s-a scumpit de cel puțin 3 ori. Deci, da. Bine, vă spun. Și n-avem cu ce plăti, dacă nu e ca să... Clar. Și mai era o chestie. Și să nu uităm că în aviz majoritatea o deține, cine o deține și acolo. Mai era o chestie la... Vă completez. Când ne lua gunoiul, dacă îți lua jumătate de cubelă, îți trecea 0,25. Și dacă îți lua o cubelă și o plasă, îți trecea 0,25 plus 0,10, cât era plasă. Deci o plăteai și pe aia în plus. Mai era săptămâni, poate scoteai la sfârșitul lunii jumătate de metru cub, poate nici jumătate de metru cub. Dar dacă vedea plasa aia în plus, o s-o scotea în plus și o plăteai în plus. Bun, am pățit-o și am plătit în plus. Deci mie nu îmi convine. Dar odată ce gunoiul s-a scumpit de 3 ori, ce se face? Cu ce se plătim? N-ai cu ce. Da, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Sandu. Deci, vreau să remarc inițiativa luată de domnul primar cu problema cu gunoiul. Să știți, nu plândesc oamenii, nici vecinii mei de la Lumea Stau și așa mai departe, dar să știți că s-a redus substanțial cantitatea de gunoi. Practic, noi am mai dezbătut și rândul pentru treaba. E vorba de 9 kg de persoană care se fie produsă pentru a fi ridicată de la așa. Deci, nici astea 9 kg, deci n-am pândit oameni, m-am dus și am verificat, așa, personal. Chiar acum trebuie să spun, noi venim la mașina la 75 km, trece prin... Dar nu ne cade nimic de pe umăr, din partea noastră a consilierilor, părerea mea. Da, da. Ca să mai atragem atenția la cei care sunt în jurul nostru și așa mai departe. Și suntem destui suficienți ca să putem să aducem pe... La așa cantitate de gunoi să o reducem. Ca domnul primar să nu mai spună că la sfârșit... Deci, două ori am urmărit chestiunea asta și s-a redus substanțial. Atenție. Deci, aproape până la domnul Remus, de la Remus până în partea noastră, până la Cosmin, unui stăpărință, domnul Cosmin. Deci am putut să verific personal treaba. Deci, ce aveți acum, dumneavoastră, cunoașteți mai bine, propuneți, că sunteți în temă, cei care aveți societăți, și propuneți ca să vedem care e problema. Deci, nu ne cade nimic de pe umăr la noi, ca să putem verifica și să-i atragem atenția vecinului sau cel care așa pune cu noi și așa mai departe, ca să putem reduce aproape... Atât, am terminat. Iar numai fără să fiu lipsit de modestie, eu am anunțat chiar la biserică și consilier și la biserică, așa cu permisiunea părintelui, să știți că oamenii care au bun simț și au auzit de treaba asta, merg în continuare cu simțul de răspundere și m-am uitat acum departe, gândul ca noi să cheltuim niște motorine de geaba,
să-i fac eu curățenie cu ăla care stă la crâșbă toată ziua, n-am nimic cu crâșba. Doamne ferește, și eu mă duc la crâșbă. Așa? Părerea mea să-i mai zic, aduc diferite astea reziduri în șanț. Acum aș vrea să vedem conducerea, dacă aici la podurile noastre o să înceapă cu retușarea, ca să când vine apa, șanțurile care au fost făcute, dacă vor veni cu retușarea. Că n-au fost dani. Săptămâna care vine... Înseamnă că nici nu așa. Nu faci... Dacă părinților de gunoi... Atât. Și de gunoi am spus. Eu, Adalaj, îl aruncă în șanță. Ăla supun la vot proiectul de hotărâre formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă sunt abonat, nu pot vorbi. Cosmin. Da, contabilitate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului elaborat de primarul comunii privind starea economică, socială și de mediu a comunii Ardeoan pe anul 2018, activitatea administrației publice locale în anul 2018, precum și obiectivele propuse pentru anul 2019. Avizul Comisiei Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia propune în forma prezentată de executiv, avizul favorabil. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a OAT Ardean pentru anul 2018. Conform dispozițiilor lege 215/2001, articolul 63 litera, privind administrația publică locală, vă prezint raportul pe anul 2018. Starea economică. Potrivit datelor statistice, în anul 2018, OAT Ardeoan a încheiat exercițiul bugetar după cum urmează. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli în anul bugetar 2018. Venituri și cheltuieli. Total venituri, din care plan 6.435.550, realizat 2.822.355. Venituri proprii. 1.147.460, realizat 1.158.635. Sume defalcate din TVA 1.408.500, realizat 1.359.257. Subvenții 3.879.590, realizat 304.460. Total cheltuieli din care plan 6.595.200, realizat 2.421.403. Cheltuieli de personal 1.170.230, realizat 1.133.338. Bunuri servicii 1.116.620, realizat 807.771. Transferuri între unități ale administrației publice 23.590, realizat 17.481. Asistență socială 281.800, realizat 252.736. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 20.000, realizat 7.796. Cheltuieli de capital 3.984.440, realizat 203.767. Condițiile austere de mai, dar mai ales starea de insolvență ne-au obligat să acordăm mare atenție la modul cum gestionăm fondurile disponibile, în așa fel încât activitatea OAT se desfășoară în condiții bune și legale. Până asta motivat de faptul că la această perioadă a insolvenței a fost cea mai grea povara noastră, dar pe care a reușit să o depășim. Starea socială. La acest capitol putem discuta la infinit, în sensul că problemele cu care ne confruntăm, dar mai ales rapiditatea modificărilor cadrului legal, ne obligă să ne adoptăm permanent la noile nevoi ale populației, să găsim soluții clare și legale de rezolvare. În acest sens, voi menționa câteva obiective asupra cărora am acționat cu maximă responsabilitate. Asigurarea funcționării în condiții bune a dispensarului comunal. Vă informez că prin grija, sprijinul și profesionalismul cadrelor medicale, în frunte cu doamna dr. Georgescu Oga, am reușit în mare măsură să răspundem cu maximă responsabilitate la nevoile cetățenilor. Asigurarea desfășurării în bune condiții și maximă securitate a învățământului școlar, aprovizionarea cu lemne și revizuirea instalațiilor de încălzire, revizuirea instalațiilor sanitare și alimentare cu apă, revizuirea instalațiilor electrice, etc. Asigurarea condițiilor de transport a copiilor în maximă siguranță, efectuarea la timp a reviziilor auto, verificarea
psihotehnica conducătorului auto, dezăprezirea și degajarea căilor de acces, etc. Referitor la acțiunea de dezăprezire și degajarea căilor de acces, doresc să fac o precizare și anume că în anul 2018 am reușit să realizăm această acțiune în condiții foarte bune, cu forțe proprii și cheltuieli minime. Mulțumesc tuturor celor implicați în această acțiune și, nu în ultimul rând, cetățenilor noștri, care au dat dovadă de responsabilitate civică, reușind ca împreună să depășim greutățile apărute în această perioadă. O atenție deosebită am manifestat și vis-a-vis de asigurarea funcționării în condiții bune a alimentării cu apă, telefonie, cablu, energie electrică, etc. Prin intervenții repetate la instituțiile abilitate se ocupe de aceste activități. Privitor la modernizarea, întreținerea și reparația drumurilor comunale și locale, vă informez că am acționat cu maximă responsabilitate în vederea asigurării traficului comunal în deplină siguranță. În acest sens pot spune că, deși posibilitățile financiare destul de modeste nu ne-au permis să intervenim așa cum ne-am dorit, am reușit totuși, prin forțe proprii, să balastrăm o mare parte a drumurilor comunale, să amenajăm și să decolmatăm șanțuri de scurgere a apelor fluviale, etc. Am intervenit cu celeritate la reabilitarea punții peste râul Tazlou Sărat din Leontenești pentru asigurarea traficului auto ușor și pietonal în deplină siguranță. Cea mai importantă realizare a anului 2018 a fost aceea de identificare și aprobare a sumei de finanțare la obiectivul reconstrucție podului Leontenești, obiectiv care la această dată se află în desfășurare și sperăm ca până la sfârșitul lunii octombrie 2019 să fie finalizat așa cum prevede contractul. O altă realizare importantă pe anul 2018 este și aceea de întocmire a proiectului de asfaltare a drumului comunal 178 Leontenești, din DN2G până în centrul satului Leontenești, cu finanțare din surse proprii. Proiectul urma să fie implementat încă din luna martie 2019, dar din cauza ordonanței Guvernului 114 pe 2019, care modifică prețurile de cost, acest lucru este posibil doar după o nouă procedură, care presupune amânarea asfaltării drumului cu câteva luni. Doresc să vă informez că la această dată avem întocmită documentația de finanțare pentru achiziționarea unui autocamion necesar comunității noastre, finanțarea asigurată prin GAV, proiectul fiind declarat eligibil. Sigur că ar fi multe de spus, dar mă opresc aici, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageți concluzii și să apreciați așa cum se cuvine efortul nostru, adică al meu, al aparatului de specialitate, al dumneavoastră și, nu în ultimul rând, al cetățenilor care, ca și beneficiari de drept. Starea de mediu. Nu am lăsat la urmă analiza acestui obiectiv, considerându-l lipsit de importanță, ci tocmai că este de mare însemnătate și de actualitate. Perioada în care ne aflăm, legislația și grija întregii lumi de protejarea mediului ne obligă și pe noi să ne aplicăm cu foarte mare atenție asupra acestui aspect. Pe lângă măsurile legale ce se impun și care obligă să ne aliniem normelor interne și europene, și noi la nivel de OAT am întocmit o serie de planuri de măsuri care să facă posibilă protejarea mediului înconjurător, în concluzie, a cetățenilor noștri. Exemplu, ca membru ADIS Bacău, beneficiem de serviciile societății Rompreț de colectare și transport a gunoiului menajer și selectiv pe tot teritoriul comunei. Dotarea și amplasarea în puncte strategice a containerului de colectare selectivă și deșeurilor, plastic, hârtie, sticlă, etc. Un accent deosebit, și aici fac apel și la dumneavoastră, punem și vom pune pe acțiunile de educație și îndrumare a cetățenilor privind protejarea mediului. Spun asta pentru că, din fericire, mai avem și cetățeni care voit sau din necunoașterea legii încarcă grosolan normele de mediu, depozitând sau, mai bine zis, aruncând la voia întâmplării orice fel de deșeuri. Nu pot și nu am voie să închei acest raport fără a face referire și la activitatea de combatere infracțiunilor și abaterilor de la normele de conviețuire a cetățenilor. Se zice că noi oamenii suntem obligați să trăim împreună. Și pentru asta, fie ne educăm, fie ne acceptăm așa cum suntem. Eu zic că educația este obligatorie și de aceea împreună cu instituțiile statului, în speță, școală, poliție, biserică, etc., trebuie să facem front comun, prin mijloace specifice, dar mai ales prin munca de prevenire, în așa fel ca cetățenii să beneficieze de confortul cuvenit. Mulțumesc pe această cale agenților de poliție din comuna noastră
și a tuturor colaboratorilor pentru eforturi și rezultatele obținute în anul 2018. Am mai spus-o și altă dată, o spun și acum, că doar făcând front comun și dacă noi cei investiți cu responsabilități vom fi exemple pentru alții, vom reuși să venim în sprijinul celor care au atâta încredere în noi, adică cetățenii comunei noastre. Din nefericire, mai sunt o serie de oameni care, bântuiți de invidie, răutate, etc., se transformă în vânători de greșeli, ba mai mult, uzează de sprijinul factorului de decizie vehement aflați la putere, pentru a stopa realizarea unor proiecte de care comunitatea noastră are atâta nevoie. Spuneam că noi trebuie să fim exemplu pentru cetățeni, să respectăm legile și prin asta să respectăm pe oameni. Avem un caz care parcă nu se mai termină de cetățean cu pretenții de a fi în fruntea comunității, dar care manifestă total dispreț față de aceasta. Este cazul domnului consilier Popa Viorel, care de când este în această consider că respectarea legilor nu este un atribut al tuturor, ci doar al cetățenilor de rând. Această atitudine este extrem de păguboasă, iar pe mine personal mă îngrijorează, mai ales tenacitatea acestui om de a o cultiva. Ba mai mult, considerată de către el o virtute și o calitate care îi dă dreptul la nesfârșit de a nu respecta legea. Motivez cele spuse prin faptul că până nu demult, domnia sa nu găsea de cuviință să achite taxele locale ca orice cetățean de rând. Iar mai nou își permite să execute lucrări de investiții fără respectarea legislației în vigoare. Și ca să-și arate până la capăt lipsa de respect față de lege, față de cetățeni, și pentru a-și face posibil accesul utilajelor în curte, a binevoit să înfunde gura de vizitare a rețelei de apă potabilă, în felul acesta făcând imposibil accesul pentru eventuale intervenții. Și ca să demonstrez că oamenii sunt capabili să se adapteze noilor cerințe, și mă refer aici la respectarea legii, este cazul domnului Cerbu Gheorghe, care dacă altă dată manifesta aceeași atitudine, de data aceasta a demonstrat că este capabil să-și însușească greșelile, ba mai mult, să și le asume. Exemplific în acest sens punerea în aplicare a hotărârii judecătorești de desființare a extinderii balconului fără autorizație de construcție, hotărârea rămasă definitivă din decembrie 2018. Și totuși, în situația aceasta, am acceptat un compromis în sensul de a amâna punerea în executare a hotărârii judecătorești până în primăvară, când condițiile meteo vor fi favorabile. Profit de acest moment și atrag atenția domnului Cerbu Gheorghe ca până la data de 10 aprilie 2019, data asumată prin angajamentul față de conducerea OAT Ardeoani să procedeze potrivit hotărârii instanței, altfel vom fi nevoiți să acționăm conform normelor legale. Mărturisesc că punerea în discuție acestor aspecte nu-mi fac plăcere, ba dimpotrivă mă pune pe gânduri, dar nici nu pot trece cu vederea de teama ca să nu devină regulă și exemple negative pentru cetățeni. Mă opresc aici, lăsându-vă pe dumneavoastră și cetățenii posibilitatea de a trage concluziile ce se cuvin și să veniți cu propuneri concrete care să facă posibilă viața noastră a tuturor în deplină siguranță și civilizație. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Este un raport complet, real, în care domnul primar a arătat foarte bine realizările și obiectivele pe care le avem. Mă bucur că am ieșit în insolvență și sper din tot sufletul ca anul acesta podul de la Răutinul să fie terminat și să începem asfaltarea. Mulțumesc! Să nu vă spuneți de ședință. Am ascultat raportul domnului primar și am văzut acolo că a făcut niște acuzații grave referitor la persoana mea. Eu nu cred că sunt unul dintre cetățenii care nu respectă legea în comuna Ardeoni. Deoarece toți cetățenii mă cunosc, poliția mă știe, deci nu am plătit amenzi, nu? Nu știu, nu face obiect. Dumnealui are ceva personal cu mine și se manifestă prin a mă discuta și în ședința de consiliu local și cu alte ocazii, spunând că nu respect legea, că nu știu ce.
Eu nu am construit nimic, domnul primar, fără autorizație de construcție. Cum au construit unii cetățeni din comuna Ardeoan și știm foarte bine, dar care n-ați fi păsuiți. Deci eu cu autorizație de construire, a fost o mică diferență, acolo de câțiva metri, dar am avut autorizație de construire și am plătit taxe pentru asta. Deci eu nu sunt cel care nu respect legea și nu pun piedici consiliul local. Că nu eu aduc banii în Consiliul Local Ardeoan. Dumneavoastră, ca și primar, guvernator de credit, trebuie să aducem bani pentru comunitatea noastră, pentru a asfalta drumuri, pentru a face poduri, pentru a face instalații de canalizare. Înainte de a asfalta, trebuie să facem canalizare, după care asfaltăm și lucruri de genul ăsta. Nu mai departe vorbim, dacă ne uităm aici la o gospodărie în centrul comunei Ardeoan, la familia Diaconescu, unde nu mai este nimeni, că au plecat și nu au dezbătut moștenirea, într-adevăr, dacă ne uităm, este un focar de infecție acolo. Eu știu, legal nu putem interveni noi, dar printr-o hotărâre de Consiliul Local, cu consilierii, cu poliții, putem să... Deci, acea locuință nici nu mai are gardă. Sunt tot felul de hârtii care le-a dus vântul în curte, vegetații nedorite și așa mai departe. O știți cu toții. Și ar fi bine să intervenim ca să igienizăm comuna. Mai este un caz similar în Ardeoan sat, la Ticu Simeon, care este cam aceea situație. Și dacă noi vrem cu adevărat să facem comuna frumoasă, reușim. Dar dumneavoastră locuiți în orașul Moinești de 15 ani. Deci nu prea vă mai pasă de comuna Ardeoan. De asta sunt obiectivele care nu le vedeți și nu vreți, nu vă interesează, pur și simplu. În schimb, vă agățați tot timpul de mine pentru orice chestie banală, îngăsiți discuție. Mulțumesc frumos! Bun. Domnul consilier, ați ridicat problema lui Diaconescu. Noi nu putem să intervenim ca și primărie în curtea omului. Eu nu știu cine e acolo proprietar. Defunctul Diaconescu a murit, defuncta a murit. Acum nu știu, Iulian, pe unde este și eu nu pot să intru, sau dumneavoastră consilier. Nu faci nicio. Nu v-am intervenit. De ce n-am intervenit când ați vorbit dumneavoastră? Eu aș vedea mai bine că dacă tot aveți societatea comercială și punctele de lucru în centru comunei Ardeoan, în centru civic, așa cum este el centru civic, uitați-vă mai bine în fața curții dumneavoastră ce mizerie este și acolo, și aici, la centru de sus. Domnul consilier, nu v-am întrerupt, vă rog frumos. Deci nu v-am întrerupt. Dacă tot faceți referire la această chestiune. Doi, eu când vorbesc, îmi asum ceea ce spun. Știți destul de bine că ați venit cu datorii de ani de zile până anul trecut, când nu am spus că vă, efectiv, merg cu dumneavoastră în instanță, că aveați aproape 200 de milioane datorii. Deci, ați mai spus, domnul consilier, aveți bunul simț, vorbiți bugetul local. Da, vorbim dumneavoastră. Am discutat în fiecare an de ele. Suntem în 2019. În fiecare an am discutat atâta timp cât încalci legea, domnul consilier. A fost achitat în domnul consilier. Am plătit dobânz pentru ele. Domnul consilier, dar nu suntem pe timp aici. Domnul Popa, nu suntem pe timp. Ascultați ce are de spus și după aia completați vă dau cuvântul. Vă rog frumos, după ce termin. Le vă dau cuvântul. Domnul Popa, nu suntem pe câmp aici. Vă rog frumos. Domnul consilier, v-am adus argumente și anul trecut, când ați achitat, cum ați achitat, v-am adus argumente și de ceea ce ați făcut împreună cu funcționarii de aici, cu neplata contractelor de arendă, cu neplata ce-a fost pe acolo. Știți destul de bine că ați dat banii ca să... Și am lăsat-o așa. Deci vă rog frumos, eu ceea ce vorbesc, eu vorbesc fondat. Doi. Nu v-am întrerupt, domnul consilier. Doi. Referitor la autorizația de construcție. După extindere, după ce ați făcut dumneavoastră acolo, ați făcut acele extinderi, ceea ce nu este legal. Eu nu v-am cerut dacă dumneavoastră spuneți că am ceva cu dumneavoastră. Nu este adevărat. Eu vreau să vă corectez. Uitați. Tot respectul pentru domnul Cernu. Ce să-i fac? Omul înțeles și-a asumat treaba. Da, domnul primar, vă rog frumos, păsuiți-mă până în primăvară. Eu sunt primarul Comunei Ardeoan, nu primarul secretarului, nu primarul lui Bogdan, nu primarul lui Diaconu.
sau Romoș, că sunt primarul Comunei Ardeoani. Și trebuie să acord clemență și trebuie să-ți acord și dumneata, și lui domnul Moise, și lui domnul Cerbu. Nu sunt domnul... Deci vă rog frumos. Consilier, vă rog frumos. Deci încă o dată vă spun, nu am absolut nimic cu dumneavoastră. Și nici nu cobor la nivelul dumneavoastră, ca să înțelegeți. Ca dar cine sunt eu, domnul? Domnul consilier, vorbesc eu. Deci vorbesc eu, da? Nu v-am întrebat. Dar nivelul. Păi dar nu cobor, să vedeți nivelul care îl aveți dumneavoastră. Da. Înțelegeți? Puteți să aveți studii la Oxford, n-aveți cei 7 ani de acasă. Da? Deci referitor la construcții, v-am dat doar modic suma de 1000 de lei amendă, da? Așa, și v-am pus să intrați în legalitate. Nu. Puteam să vă dau 1 miliard, domnule. De la 1000, de la 1000 la 1 miliard. Nu am nimic. Nu este adevărat. Domnul consilier. Două secunde. Suspendă ședința. Dacă doriți să ascultați, vă dau... Până nu facem monolog aici. Deci eu nu v-am întrerupt. Deci vă rog frumos, da? Deci nu v-am întrerupt. Deci vis-a-vis de taxele și impozitele, pentru ședința care vine, am să scot pe ultimii 5-6 ani de zile, când mă duc eu la ultimii 10-15 ani, și am să mai prezint încă o dată situația, să vă demonstrez. Și am să vă prezint și cum plătați prejudicia dumneavoastră bugetul local prin neachitarea celor contracte de arendă. Am să mai prezint o dată lucrul ăsta. Doi. L-ați mai prezent. Autorizația de construcție este clar. 3. A spus de mizeria la Diaconescu. Faceți dumneavoastră întâi curățenie în fața gospodăriei și aici, în partea cealaltă. După aia pretindeți, dacă omul vede la dumneavoastră. Și n-am mai spus-o, că am zis că nu-i frumos. Săptămâna trecută am mers înaintea mașinii gunoiului, de colectarea gunoiului. Ei, la dumneavoastră, în tomberon, în sat, era și hârtie, și frunză, și mizerie, și de toate. Nu v-am spus-o. Deci dumneavoastră sunteți cel care trebuie să îndrumați vecinii. Și cei care v-au trimis aici, în Consiliul Local, să-i reprezentați. Dacă dumneavoastră nu respectați lucrul ăsta, ce pretenții să mai aveți la ceilalți? Și 3, și 4, dumneavoastră aveți dumneavoastră ceva cu mine, de tot timpul mă discutați prin comună. Iar eu, că am business-ul la Moinești, nu este problema dumneavoastră, domnule. Eu am locuință în comuna Ardeoani, eu stau în Ardeoani când vreau să dorm la Bacău, dorm la Bacău, nu mi-mi pui dumneatale unde să dorm eu. Vis-a-vis de insolvență. Știți destul de bine că insolvența asta, banii am achitat pe 15 decembrie 2014. Nejustificat ne-a ținut în această stare de insolvență. Ba mai mult, au vrut să ne încurce și acum, pe gal, să nu putem lua acel camion. Am reușit să-mi scot și hotărârea definitivă, cu 3 zile înainte de a depune proiectul. Am reușit-o și pe aia. Dumneavoastră spuneți de canalizare. Ne dorim toți, domnul consilier, canalizare, ne dorim asfalt, toți. Eu nu știu dacă este cineva dintre dumneavoastră și nu-și dorească. De ce domnul Dragoș Benea, președintele partidului PSD-ului, atât timp cât a fost la butoane, ne-a trecut în master planul județului în perioada 2023-2030. Până noi am făcut adesea și am spus, domnul președinte, deci noi facem parte din conform legislației. În aglomerările de peste 2000 de locuitori. De ce ne-ați trecut două localități? Localitatea Ardeoani este una singură. Nu Ardeoani și Leontenești. O revenit. Ne-a trecut în finanțare 2014-2020. Dar abia în ianuarie, în 2018, noi eram în insolvență. De unde să... Acum o să facem. Am făcut măsurătorile. O să facem și proiect pentru canalizare. Ce o să fac cu toată lumea? Aia o să facem și noi. De asfalt. Am depus. Dumneavoastră, rolul dumneavoastră este, așa cum am spus-o de fiecare dată, să punem umărul la bunăstarea Comunei Ardeoani. Am reușit. Cum mare greu ca să semnez contractul de finanțare la acel pod, da? Putea să-mi dea și mie pe PNDL să prind și eu măcar 3-4 km de asfalt. Ei, nu s-a vrut. Deci dacă n-a vrut, o să găsim soluții, să asfaltăm din buget local, cum, nu știu. De fiecare dată dumneavoastră v-ați victimizat. C-
că am ceva cu dumneavoastră. Nu, domnul consilier. Puneți-vă la punct, achitați-vă taxele și impozitele. Nu mai vorbiți urât la adresa colegilor dumneavoastră și la adresa primarului Comunei Ardeoani și nu are nimeni nimic cu dumneavoastră. Domnul, vă rog. Repet. Datoriile sunt plătite. Nu am datorii la bugetul local. În 2017 nu am avut, în 2018 nu sunt, în 2019 nu sunt. Dar dumneavoastră a fost într-adevăr o perioadă în care a fost niște datorii care am plătit penalități și l-am asumat. Și banii vin din consiliul local și v-ați folosit de ei. A fost o sumă destul de măricică. Nu v-ați folosit. Păi, deci nu v-ați, nu m-a folosit păi de ei. Primăria de oameni, sigur. Deci, la ședința următoare să vă arată datoriile dumneavoastră și când le-ați achitat. Nu contează când le-am achitat. Important că nu sunt datorii. Acum nu sunt, anul de până a fost, în 2017 nu au fost. Dar vreau să vede clar că țineți din urmă, veniți și cu inubrăderea. Să spuneți ceva împotriva mea. Asta e obiectivul dumneavoastră. Încă n-am spus, domnul consilier. O să vină timpul când ați ieșit în conferință de presă și a să spun atunci de toată lumea și toți cei care au contribuit la condamnarea Comunei Ardeoani. Deci toți cei care au contribuit la condamnarea Comunei Ardeoani. Și când spun lucrul ăsta, mi-l asum domnul Popa. Deci mi-l asum. Am vrut de multe ori, am vrut de multe ori să-mi văd de treabă, să plec, să-mi dau demisia să plec. Nu am să plec când vrea. Nu plec când vrea unii și alții. Da? Eu am făcut tot ceea ce depinde de mine. Am fost un om nu corect, foarte corect în ceea ce privește răspunderea. Am răspuns cu capul de cele două instituții. Atât Consiliul Local, cât și Primăria. Și lucrul ăsta s-a văzut din toate controlele care au fost de la Curtea de Conturi. Am demonstrat că am fost corect și sunt un om corect. Și iar ceea ce privește asfaltul și canalizarea, o să le facem. Dar dacă mai puneți mult piedici, nu o să le mai facem. Păi nu puneți când... piedici, domnul primar. Ba da. Vis-a-vis spuneți și dumneavoastră, spuneți și dumneavoastră, aveți 3 mandate de consilier local. Spuneți și dumneavoastră o propunere care ați venit în cei 12 ani de mandat. Numai la ședință. Sau spuneți și dumneavoastră. Spuneți și dumneavoastră, nu le lați în seamă. Poți să spui, domnul președinte, și noi suntem trăitori în Comuna Ardeoani și de la Ardeoani vin voturi aici, la dumneavoastră. Haideți să găsim o soluție, să punem și la Ardeoani un metru de asfalt. Dar dacă dumneavoastră mergeți acolo și spuneți, nu dați, domnule, că nu mai este primar la Ardeoani. Nu este adevărat, n-am spus să nu dea. Nu eu împac banii județului în calitate de consilier. Deci nu-i treaba mea. Vis-a-vis de insolvență, actorul principal sunteți dumneavoastră, domnule primar. Pentru ce? Intrarea din insolvență. Deoarece a fost contractat o lucrare fără finanțare, domnule. S-a făcut o școală, domnule consilier, aici se vede răutatea. Deci aici se vede răutatea dumneavoastră. Deci eu am construit o școală, domnul consilier. Domnul consilier, eu am construit o școală. Fără să avem domnul consilier, eu am construit o școală în timpurile când nu s-a construit o școală în România. Cu ce deci în mandatul domnului, indiferent. Deci și la ora actuală, dacă ar fi să aleg între a pune 2 km de asfalt, 3, 4 sau altceva și școală, tot în educație aș investi, domnul. Și aș risca din nou, domnul consilier, indiferent cu ori, mi-aș asuma orice. Din cauza că ne-am denaturat, de asta judecăm așa, domnul consilier, de asta judecăm așa. Din cauza că noi nu punem preț pe educație. Deci dacă noi nu investim în educație, o să murim. Deci o să murim. Din cauza că jumătate din copiii România au plecat peste hotare. Și dacă noi nu creăm condiții la copiii care îi avem aici, o să ne plece, domnul consilier. Și indiferent, am spus-o și iar o spun. Deci, atâta timp cât voi fi primarul Comunei Ardeoani, chiar dacă nu pot să fac altceva, am să am grijă de acea instituție. Și încă o dată vă repet, dacă ar fi să o mai iau de la capăt încă o dată, tot în educație aș investi. Tot în educație. Domnul primar, eu nu sunt împotriva investiției. Ba da, domnul, a spus-o de fiecare dată. Școala este prea mare, nu am o sală de clasă liberă. De asta ne vin copii din altă localitate să învețe la Ardeoani. Deci de asta. Deci de asta. Localitate să nu intrăm în insolvență. Asta a fost tot. Să nu uităm că insolvența a trecut și școala a rămas. Știu, dar nu a fost împotriva investițiilor pentru învățământ. Mulțumesc.
Vreau să adaug câteva cuvinte aici, vis-a-vis de școală și de insolvență. Domnul primar s-a apucat, sau și consilierii din timpul acela, nu a fost, dar din ce știu eu, că guvernul României și-a asumat plata lucrărilor la școala numărul 1 Ardeoane. Faptul că nu s-a mai achitat acele datorii, nu știu dacă a ținut de noi și dacă a ținut de domnul primar sau de consilieri din acea perioadă. Nu am fost consilier în acea perioadă, dar, așa cum a zis și domnul viceprimar, insolvența a trecut și școala a rămas. Nu știu dacă a fost un risc prea mare, că am stat acția în insolvență, școala. Școala e aici, e a voastră și se poate învăța în ea. Mergeți, vă rog frumos, în alte comune, în jurul nostru, să vedeți în ce condiții învață elevii de un loc. Chiar, vă rog frumos, mergeți la... Nu vreau să dau nume de comune, că nu este cineva, dar la noi nu se stă în frig, au apă curentă, au tot ce le trebuie, laboratoare și tot. Toaletă. Eu am învățat așa erau timpurile, deci dintre noi am învățat așa, cu toaleta, cu fundul curții, mai se mai întâmpla ce mai întreba, dar chiar avem o școală cu condiții foarte bune la nivel european, o să zic. Nu văd de ce ne-ar părea rău că o avem și am construit-o, chiar dacă am trecut prin ce am trecut. Dacă îmi permiteți doar o completare. Problema cea mai drastică, am spus-o și altă dată, și o mai spunea. Deci noi, comunitățile mici, nu suntem luați în seamă. De ce? Pe toți îi interesează numărul de voturi. Deci localitățile, cel puțin localitățile sub 3.000 de locuitori, nu se poate. Deci, până când am ajuns eu primarul Comunei Ardeoani, s-o perindat, tot de pe la PSD, primar. Ce au făcut în Comuna Ardeoani? Ce au făcut? Că n-au făcut nimic. Și nu vreau să dau exemple de comună mică. Dar totuși am să dau Scorțeniu, care are 3.400 sau 3.500 de locuitori. Când vreodată, chiar dacă este primar PSD, când vreodată are investițiile Scorțeniu, care le am eu, și primar PSD? De ce a făcut Scorțeniu și primar PSD? De ce? Că are 3.500 de locuitori. Berești Azlău, dacă are cât are, uitați-vă ce i-a dat. Podul e la fel, uitați-vă ce i-a dat. Deci despre ce discutăm, haideți odată pentru totdeauna să judecăm așa cum trebuie să judecăm. Da? Deci noi suntem o comună care avem 2.000 de locuitori și întotdeauna am fost trecuți fași și alții. Ba mai mult în momentul în care mai și plângi pe umărul. Dom'le, dar știți la Ardeoani, dacă mai dați acolo și dacă mai mișcă, niciodată nu o să mai... Nu, domnule. Am făcut tot felul de compromisuri, da? Am făcut campanie braț la braț cu ea. I-am fost 82%. Și știți lucrul ăsta. Tot în ideea că o să mă ajute să achit școală. Am făcut campanie cu Ponta, da? I-am fost 74%. De data asta, făcând parte UNPR cu PSD de la vremea respectivă, ei, atunci să țină de cuvânt. Nu spuneți dumneavoastră că guvernul nu știu care, că nu. Am făcut compromisul. Și așa cum am jucat, am jucat atent și am jucat pentru binele comunității pe care o reprezint. Și încă o dată vă spun, școala de la Ardeoani, indiferent ce se întâmplă, următorii 3-4-500 de ani, copiii din Ardeoani, eu o să fiu istorie, dar copiii din Ardeoani o să știe, băi, asfaltul se mai găurește, canalizarea se mai înfundă. Dar o să o facem și pe asta, da? Dar școala va rămâne. Exact cum a spus domnul consilierul Moise. Uitați-vă ce... Deci 70% din școli din Mircea au toaleta în curte, domnul Popa. 70%! Copiii din Comuna Ardeoani, de 8 ani de zile, de 9 ani de zile, învață într-o școală civilizată. Și am să mai spun ori de câte ori o să am ocazia, dacă ar fi să iau de la început, tot același lucru îl fac. Pentru copiii de la școală de la Ardeoani, dumneavoastră știți că sunt care nu au posibilitate. Da? Copiii de la Ardeoani au primit pom de Crăciun, dacă tot ați adus în discuție familia Diaconu. Da. Familia Diaconu. Domnul Popa. Deci familia Diaconu
a dat și nu în campania electorală. Deci a dat pom de Crăciun la copiii de la Ardeoani, că îi iubesc, domnul Popa. Deci familia de acolo, de când am pensiune, deci banchetul la școala, la clasa a 4-a și a 8-a, în fiecare an, an de an, îl fac, nu în campania electorală, domnul Popa. Îl fac pentru că iubesc, nu! Pentru că iubesc copiii, domnule, și iubesc comuna. Nu așa cum spuneți dumneavoastră prin comună. Spuneți-mi mie, dumneavoastră, o faptă bună care ați făcut-o pentru ele de la școală. Spuneți-mi una! Am făcut, am făcut. Spuneți-mi una! Spuneți-mi una! Nu, eu nu mă lau, domnule. Este pentru prima dată când spun. Este pentru prima dată când spun lucrul ăsta. Este pentru... Nu mă lau, nu. Dumneavoastră nu aveți cu ce decât numai prostii care ați făcut. Și încă o dată vă atrag atenția, nu mai intrați cu tractoarele pe unde vreți. Nu mai arați bucățele la oameni. Că e foarte multă lume care s-o plâns de chestia asta. Dumneavoastră ați avut tupeul să intrați și pe terenul domnului vice și ați arat terenul, ați întors Luțerna și ați... Mai nou ați intrat peste terenul meu. Chiar nu aveți un pic de bun simț? Deci asta ce înseamnă asta? Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră încercați să mă boicotați, să nu înțeleg. Nimic, ba da, ba da, ba da, ba da. Domnul Vici a fost o greșeală acolo, Georgel Nuțu are terenul. Nu contează. Dar nu contează chiar un Georgel. Dacă e Georgel Nuțu, nu trebuie să intri, domnule. Dar nu dezinforma. Domnule, nu e adevărat, nu trebuie să intrați. Dar ce dacă e Georgel Nuțu? Nu, terenul e meu. Deci terenul este a Vici. Ce-i căutat pe terenul ăla? Da, am discutat cu Georgel, s-a rezolvat. Vă mulțumesc, domnul. Da. Supun la vorbă. Băi, domnule, scuze. Hai, spuneți. Dar am fost și un scuze. Iertați-mă când vă spun. Da. Da. Cum să vă spun? Acordați-mi și mie câteva minute. Chiar atât de multe, dar oricum. Noi apreciem astăzi activitatea desfășurată de domnul primar, poate am înțeles eu, raportul prezentat de dânsul pentru anul 2018, nu? Cam așa ceva. Așa am înțeles eu, nu? Da. Am înțeles greșit? Nu. Dacă n-am înțeles greșit, am să mă refer exact la ceea ce s-a rezolvat de domnul primar în anul trecut. Domnul primar, sunteți un om foarte transparent. Când sunt venit aici la al doilea mandat. Deci o transparență la ca aici, în primărie, eu n-am văzut nicăieri, vă spun sincer. Am lucrat și eu unde am mai lucrat și cum am lucrat, dar transparență extraordinară. Mi-aduc aminte, în anii de urmă, cu treaba cu școala. Băi, fraților, nu știu, dumneavoastră ați intrat prin școală o parte din noi, din care consilier, și să vedeți cam ce e făcut acolo în interior și cum puteți să rezolvați niște probleme care nu vă sunt de discutat, cum să spun. Știți că nu știu și un alt dacă școala a fost construită, nu știu cum a fost construită. Eram în 2010, domnul primar, dacă v-ați aminte când mă luați și pe mine cu rezolvarea unor probleme și mă luați la ministerie care trebuia să vă subvenționeze, să vă dea bani. V-ați implicat direct pentru a da bani pentru, așa îmi spune, pentru construcția școlii. Fraților, eu am intrat în multe școli, ca și dumneavoastră. Nu spun câți ani de am de școală, că așa este problema, nu e frumos. E o chestie din modestie. Îți văd de 3 de ani de școală care i-am. Dar problema este în felul următorului, asta eu nu considerați că o laudă. Dar în câte școli am fost, nu este nicio școală ca la Ardeoani, care e dată și pe postul de televiziune și așa mai departe. E o școală de excepție, cu toate dotările extraordinare de bune. S-au avut în vedere toate problemele care să fie la timpul respectiv. Mi-am adus eu, nu dau exemplu nici la ceilalți și așa mai departe. Domnul primar a fost acolo cu domnul vice. Dar domnul primar a fost direct implicat în construcția școlii. E un edificiu care va dăinui peste milenii de ani. Care, cum spunea dânsul, că își dă seama cei care, vorba aia, au cât de cât cultură și așa mai departe pentru a vedea ce e cu școala. Bun. Domnul primar, învățământul este asigurat, v-am spus, de excepție. Făcând parte chiar din Consiliul de Administrație a Școlii, de acolo la școala numărul 1, Ardeoani. Profesor extraordinar, profesor cu un profesionalism extraordinar, elevii la fel și așa mai departe, clasele sunt dotate, locurile pentru așa mai departe,
de excepție. Dar problema este în felul următor, că drumurile care le-ați făcut, nu le-ați spus sub nicio formă anul trecut. Că a stat până la, asta îmi spune, până la, deasupra, până la glezni, mai sus, în apă, la, cu asta îmi spune, cu inundație, asta nu. Nu sunt treburi importante, domnul primar. Trebuie să vă aduc o aminte și așa mai departe, că sunt niște lucruri făcute, văzute și așa mai departe. Drumurile de acum, din capătul satului de la Iliești, în partea de acolo, de sus, de vale, care i-a împins gardul de la Olaru acolo și așa mai departe, i-a sfăcut canalul și așa mai departe, a dus de la acolo, ne-am zis în partea aia, mai de sus, în, așa, și așa mai departe. Drumul sondei, care n-a fost niciodată făcut de când mă știu eu aici, din 70, îți venit aici, înțelegi dumneavoastră? Deci n-am văzut așa ceva. Deci sunt probleme. Deci aveți toate meritele dumneavoastră și a celor care sunt subordonați dumneavoastră care e, și așa mai departe. Proiectul de realizare cu asfalt este în derulare. Așa am înțeles eu, nu? Asta îmi spune, practic l-am discutat mai înainte. Astea sunt realizările care sunt. Podul se construiește, se face și așa mai departe. În partea asta la întors să fie acuși cât de curând. Până peste pod, așa am înțeles, nu? Să face asfaltul. Asta trebuie să vedem noi treburile. Și acolo unde putem așa, nu trebuie să, asta îmi spune, să intervenim cuvinte nu frumoase, nu bune, nu, și așa mai, să fim mai înțelepți cu noi. Că eu v-am mai spus și v-am mai aduc aminte o treabă, că înțelepciunea nu se adună cu carul, se dobândește boc cu boc. Spune un mare prim-ministru la timpul respectiv. Cred că vă dați seama, nu vă mai dau. Ei, deci să avem în vedere chestiunile astea, cu asta îmi spune, realizările făcute de către dumneavoastră, asta am discutat problema. Sunt multe aici, domnul primar, vă spun, am multe notate, chiar când spuneați dumneavoastră, ceea ce nu v-ați notat. Noi, adică eu vă doresc în continuare să fiți sănătos și să aveți putere de muncă. Și să mergeți tot atât de bine și de foarte bine, apreciez activitatea dumneavoastră ca e foarte bine, chiar la excepțional. Vă mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc. Și ca să nu uit rugămintea care am încercat să desfundați acel cămin care l-ați împudat în fața corții. Chiar dacă ori vă faceți alte intrare, e problema dumneavoastră. Dacă se sparge o conductă sau să trebuie intervenit pe tronsonul ăsta, din cauza că ați împudat acel cămin, și ați spuneți că am ceva cu dumneavoastră. Păi deci, că mi s-a făcut în fața curții mele. Dar deci, e pe domeniul public. Domnul consilier este pe domeniul public. Dar de acum ce faci dumneata dacă ești consilier local? Pui stăpânire și pe domeniul public. Nu am pus stăpânire. Dar în fața curții te s-a ieșit la stradă. Domnul consilier. Domnul consilier, ai destulă ieșire. Dar dumneata, din răutate ai făcut treaba asta. Dar cum poți să speriți? Puteți să turnă o placă de beton ceva? A fost placă. Băi, fost, dacă a fost, ai urcat cu combina pe ea și urcat-o, mai atunci de ce l-ați înfundat? Nu știu. Păi nu-i normal. Haideți, vreau să spun și eu două cuvinte, dacă îmi permiteți. Așa, numai... Scurt, vă rog. Îmi cer scuze. Deci, scurt. Am fost numai lăzat și ca să nu considere că nu iau cuvântul pentru anumite considerații. Deci, întotdeauna am respectat legea, știi Consiliul Local, știi primarul, știi conducerea de la Ardioani. Deci, am plătit ce amendă și orice a fost, am plătit, m-am supus justiției, cum este ea în România, bună sau rea. Și în continuare voi face la fel. Fiecare va răspunde la timpul și oportunitatea. Vă mulțumesc. Mulțumim. Supun la vot proiectul de hotărâre formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține. Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, încă o dată vă rog rezolvați problema cu căminul ăla. Deci vă rog frumos rezolvați problema cu căminul ăla. Deci puteți să curățați un pic, ați făcut podețele alea, spuneți că am ceva cu dumneavoastră. Curățați-o alea că șanturile alea acolo, că e în fața gospodăriei dumneavoastră. Săptămâna strânge gunoi de acolo. Merge și ne uităm acolo. Săptămâna strânge gunoi. Nu este gunoi acolo. Dar nu v-ați uitat. Vreți să mergem acum să vedeți ce e acolo în față și ce în față nu e.